Prezentarea detaliată a lanternelor H05 activ și H05S. O să fac o prezentare comună, să încerc să fac și o paralelă între cele două modele. Deci H05 activ sunt disponibile în diverse culori, toate fiind identice ca performanțe. H05S pe negru. O să las pe masă doar una dintre ele, să am mai mult loc. Ce culoare lăsăm? Să mov ăsta, arată bine. Ok. Din punct de vedere vizual, hai să începem cu dimensiunile, să facem mici comparații. Asta e o brichetă normală, din dimensiuni normale. Priviți cât de compactă poate să fie. Este incredibil de mică. Foarte ușoară. Ce să vă mai arăt eu? Cuțit. Este un cuțit destul de micuț. Vă puteți da seama și din mâna mea cât e de mică. Ia uitați. Deci e incredibil de mică. Ok. Din punct de vedere vizual, nu sunt mari deosebiri. Banda este la fel. La amândouă. Foarte bună calitate. Culoarea diferă, e același material. Îl simt la fel la mână. Aici va sta cu banda pe cap. E foarte bine gândită ca să nu se mai pună un alt material. Îmi place. S-ul, activul, este puțin mai înaltă, după cum observați, deoarece are integrat și acest senzor IR și are și mai mulți lumeni, trebuie să răcească, vedeți, e puțin mai înaltă, dar ca lățime și înălțime sunt la fel, beneficiază de aceeași optică, TIR, butonul este identic, un cauciuc de foarte mari dimensiuni, asta îmi place. Priviți raportul între buton și lanternă, ce mare e. Asta este un detaliu foarte important la o frontală. Am văzut frontale foarte bune, de fapt, dar cu un buton mic sau multe butoane, o nebunie, nu le nimerești niciodată. Priviți ce mare era butonul față, uite, cât degetul meu, e imposibil să nu-l găsim, plus că ăsta are și senzorul IR negru, e singura care are integrat senzorul IR aici jos. Un design deosebit, îmi place asta foarte tare, mai ales aici. LED-ul, lumina roșie este pitită de aceste, ca să vă arăt. Vedeți? Foarte frumos. Ok. Oglinda, optica de tip TIR, la fel ca la S1 S2. Partea din spate este la fel, aici, se înclină foarte mult, mai mult decât suficient, foarte ferm, mi se pare, la amândouă modelele, foarte în regulă. Cu ce să începem? Facem o scurtă comparație din punct de vedere tehnic. Deci bine că sunt amândouă. Atenție că în manual avem ambele lanterne pe același manual.
Se vede. Ok. Deci 0,5 activ 150 de lumeni, cealaltă 200 de lumeni. Bineînțeles că nu poate să țină cu... căldura e mult prea mare, nu poate să... Și ele sunt foarte compacte, ele vor scădea către 90 de lumeni. 0,5 activul, iar cealaltă 120 de lumeni. Din cauza asta, la H05 autonomia este mult mai mare. Deci avem 280 plus 10, 290 de minute. La S, aia mai puternică, avem doar 210 minute. Deci 210 față de 990, e mai mult de o oră diferență între ele. Este incredibil de mult. Mediu, 30 de lume amândouă. La fel, 10 ore cu 8,5 ore. Ăștia 30 de lumeni, în 80% din cauzuri, vă garantez că sunt suficienți. Deoarece, atunci când lucrezi aproape, pescar, tai, folosești ceva, 150, respectiv 200, sunt mult prea mulți lumeni. Iar 10 lumeni, 40 de ore și cealaltă 24 de ore. Revenim imediat, că sunt, vedeți, avem două coloane, vă explic imediat. Ambele sunt dotate cu CREX-ML2 și două LED-uri roșii, identice, 3528. Ele funcționează de la 1 la 3,7V, deci să nu băgați în ele acumulatorii litiu de 3,72, că nu vor funcționa. Una are 750 de candele, cealaltă 900 de candele. Numărul ăsta e așa mic datorită arii foarte mari, asta ne spune numărul ăsta. Una bate 55 de metri, alta 60 de metri. O distanță mai mult decât decentă pentru un home use. Sunt niște lanterne extrem de ieftine. Acum eu le compar cu Olight, nu-mi săriți în cap. Una e 1.100.000, parcă una e 1.500.000, ținând cont că cea mai ieftină lanternă frontală până acum era 230, astea sunt mult mai ieftine. Ok, două AAA, am mai spus, carcasa exterioară din plastic, foarte rezistentă, deci e beton, chiar o să fac niște teste, sunt curios. Dar am scăpat una pe beton și nu s-a întâmplat absolut nimic. Uitați, impact, rezistență la 1 metru, foarte în regulă, dimensiunile și greutatea, 43 de grame, respectiv 47, deci sunt foarte, foarte ușoare, exact dedicate uzului ăstuia home use, pescar. Deci, excursii outdoor, o lanternă de calitate premium, însă ieftină. Raportul calitate-preț este incredibil, după părerea mea, deci este ceva senzațional. Nu vreau să fac comparație cu alți producători, nu, asta e scopul nostru aici, dar puteți să vă uitați. Deci, raportul calitate-preț-performanță este imbatabil, e cu... de două ori, așa îl putem măsura. Autonomia fiind principalul, autonomia și prețul, după părerea mea, sunt principalele două aturi ale acestor două modele. Sunt convins că astea spulberă tot în segmentul ăsta și vor spulbera panda de acum încolo mult, mult timp. Olight a venit și cu Oino, v-am spus că o să vă explic. Lanterna, la ambele lanterne, vin incluse cu două baterii de tip litiu. Asta este marea inovație a anului 2016. Cine putea să o scoată pe piață decât Olight? Nu este, n-au inventat ei această tehnologie. Asta să vă arăt și... Nu au inventat tehnologia asta, dar ei au aplicat-o în, în segmentul ăsta al lanternelor. Există ceva similar și pe la Energizer, dacă
M-am uitat eu bine, da. Destul de scumpe. Deci ce a făcut Olight? Primul producător, spun mereu și bat, nu că aș vrea să mă laud, dar aș vrea să înțelegeți diferențele între brandurile de lanterne. Olight chiar inventează, are în spate un departament întreg de research, development. Deci ce a făcut Olight? A implementat tehnologia litium pe tipul AAA și AA, dar până aia există. Până acum era de 3,7V, iar ăsta era un impediment foarte mare. Astea sunt baterii, deci sunt două baterii obișnuite, AAA, AA, le puteți folosi la orice în casă. Sunt extrem de ușoare, sunt incredibil de ușoare, dar au de două ori performanța celui mai bun acumulator de pe piață, aproape de două ori performanțele celui mai bun acumulator, au o rată de descărcare sens incredibil de mare, e tehnologia litiu. Eu folosesc astea la blitzuri, v-am spus, există și pe la Energizer ceva în tip de genul ăsta, dar acum Olight le-a făcut affordable, sunt ieftine, sunt puțin mai scumpe ca un Duracell de la obișnuita, dar ține de 3 ori mai mult, vă garantez, e ceva incredibil. Puteți să vă luați bateriile astea și să le folosiți și la alte device-uri ce aveți prin casă. O să vorbesc separat despre ele când vor apărea, o să vă fac și niște teste. Eu am văzut niște fișe, nu le facem publice, nu sunt interne, cu alte baterii, alți acumulatori de tipul ăsta și sunt pur și simplu, sunt spulberate. Astea au ieșit cu cel puțin 30% cu orice există pe piață în momentul ăsta. La rata de descărcare nu discutăm, că este net superioară. Deci, lanternele au incluse câte un set de baterii de tipul ăsta. Nu, astea sunt AA, AAA. Dacă nu mă înșel eu, parcă am citit pe undeva, valorile astea sunt măsurate cu NLOP, care se știe Panasonic, sunt cei mai buni acumulatori, AAA, sper să nu mă înșel, dar o să mă înșel, revin cu informații. Deci cu bateriile incluse, included, avem o autonomie de 280 de minute, cu celelalte avem o autonomie de 180 de minute, deci este cu 100 de minute mai mare, ce spuneam. Nu e chiar jumate, 100%, dar se apropie. Deci este... N-am cuvinte. Deci de-abia aștept să... Încă nu le avem, nu se pot vinde separat, dar vor fi disponibile. De-abia aștept să-mi iau să folosesc peste tot prin casă. M-am săturat de alea care curg, de acumulatori care sunt foarte grei. Dar lanterna se poate folosi la nevoie și cu orice acumulator sau baterie normală, ea va funcționa perfect. Bineînțeles, cu autonomie puțin mai mică, dar și o nimica toată, cât costă o lando, o baterie de asta nu costă nimic, nu mai contează, nu mai multe seturi. Ok. Hai să începem cu asta. Tehnologia ieri este bine cunoscută, mâini libere, ea vine din fabrică, am mai spus, vine cu modul IR oprit, dar se activează, se dezactivează foarte simplu, ținând apăsat. Este foarte util acest mod, în cazul în care desfășurați sunteți murdar pe mâini, mecanic. Vă dați seama, nu e bine să pui mâna, adică nu că nu e bine, poți pune, nu are nimic, e o lanternă, dar te murdărești, e mult mai ușor să îi dai drumul să o oprești doar prin simpla apăsare sau dacă, mergem pe bicicletă, avem nevoie de mâini, e foarte, foarte utilă. Sau, oricum, folosim-o, ăsta este, atunci când folosesc o lanternă frontală, ce înseamnă? Am nevoie de mâini
liber, adică nu am nevoie de o mână ocupată. E, de asta e bun modul ăsta, să am mâinile tot timpul liber. N-am nevoie să o pun pe lanternă, stinge lanterna, dă drumul la lanternă. Foarte simplu, pot să am și ceva în mână, doar așa, dau cu brațul sau... Deci e foarte, foarte ușor. La fel, revers, dacă sunteți, desfășurați activități foarte aproape de anumite obiecte, stingem modul IR, îl oprim, ținem din nou apăsat și trecem din nou în nou, foarte ușor și așa va rămâne. O putere maximă mai mult decât decentă. Ea pleacă pe 250 de lumeni, iar scade în funcție de temperatura exterioară, scade până la 120, asta mare, deci cam cât H5PLS. Iar asta mică, H05, până la 90 de lumeni. Deci sunt, eu am un H5PS și nu o folosesc pe mare decât în condițiile astea de, să zic, de outdoor, de merg pe undeva. Dar în rest, deci nu știu, 75% o folosesc pe mediu, H5PLS. Mi-am luat una, dar n-am folosit-o în mod real, doar m-am jucat cu ea. Dar ca să vă faceți o idee, că toată lumea se uită maxim, maxim, nu e chiar așa, că maximul ăsta te orbește. Mai ales dacă lucrez pe masă, fac ceva, nu o pot ține pe maxim. Lumina e atât de puternică încât mi se întoarce și e efectul invers, mă orbește. Și atunci trebuie să o dau mai mică. Deci, ăștia 30 de lumeni, 8,5 ore, asta la altă 7-10 ore pe modul maxim, sunt niște valori incredibile, încă o dată alimentate de două baterii uzuale AAA, deci, care nu costă nimic. Deci sunt ușoare, sunt mici, nu comparăm cu 18650, mari, greutate mare, deci e ceva incredibil ce a făcut Olight cu lanternele astea două, plus că mai sunt și foarte ieftine. Asta n-au înțeles ceilalți producători. Lanternele de tipul ăsta neprofesional, utilizabile poate o dată pe an, de 2 ori pe an, poate o dată pe lună, deci într-un mod constant, trebuie să aibă trei mari caracteristici. Unu, să se opereze foarte ușor, pentru că neutilizându-le în fiecare zi, nu-i mai ții minte tot felul de combinații, butoane. Nu am stricat decorul. Ăsta este un must have al. Și asta e foarte simplu, doar apeși pe buton, ea pleacă pe maxim și scazi până unde ai nevoie. 2. Să fie mici, compacte, rezistente, ca să poată fi depozitate, să nu ne încurcăm de fire multe, de încărcători, de... Ia uitați, cu tocul, ia uitați cât de mic e. Să înțelegeți. Asta mare, asta la altă. Da? Deci nu o să-mi cumpăr, sau nu știu, ar fi, nu înțeleg rostul, să-mi cumpăr o lanternă cu încărcător separat, cu acumulator, cu nebunii, cu transformatoare, când eu o folosesc de 2 ori pe an. Unde am pus încărcătorul, unde am pus încărcătorul, pleacă cu alea după tine, e o nebunie. Așa, nu-ți trebuie, trebuie doar, sau tu ai și mașină, faci pană vreodată, n-ai nevoie, trebuie niște o lanternă simplă, mică, compactă, cum e asta. Da? Ușor să o arunc undeva, să nu-mi ocupe loc și, ce e cel mai important, alimentată de ceva uzual, foarte uzual. Două baterii AAA, le găsesc oriunde, le am tot timpul și dacă sunt acasă și uit de aia, desfac o telecomandă și tot o folosesc sau mă duc la magazinul din colțul străzii sau pe munte, în vârf de munte, vă garantez că găsiți două baterii AAA oriunde în lumea asta și în orice țară. În orice sat, sătuc, ăsta este avantajul. Asta trebuie atunci când nu ai o lanternă. Dacă vorbim de o lanternă utilizabilă zi de zi, într-un mod semi-profesional, da, ok, atunci merită un acumulator, un încărcător, e cu tot o altă poveste. Astea două merg pe un segment ăsta de consum
un segment non-profesional. Și nu în ultimul rând, ce e cel mai și cel mai important, prețul. Nu poți să dai foarte mulți bani, adică nu că nu poți, poți să dai, dar e ilogic să dai foarte mulți bani pe un obiect care îl vei folosi de două ori pe an, sau o dată pe lună, nu știu, asta poate că merită, dar în funcție și de bugetul fiecăruia. Deci trebuie să fie foarte, un preț foarte bun. Acum, ok, se găsesc lanterne și de 20 de lei, dar vorbesc totuși de o lanternă profesională, cu 2 ani garanție, făcută de un brand de top, deci nu e o jucărie, nu e o glumă, sunt niște componente în interior folosite la lanterne foarte scumpe, statir, LED-ul de bună calitate, deci totul e de foarte bună calitate, nu s-a făcut compromis la nimic, doar la cutie, la accesorii, vedeți, nu mai are a treia bandă tocmai din cauza asta, dacă vă întrebați. Nu, nu se duce către uzul profesional, dar atunci nu-ți trebuie a treia bandă. Ok? Revenind la preț, un preț incredibil de mic, încă o dată, comparat cu gama Olight, nu-mi săriți în cap, știu, nu un preț mic, așa, 1.100.000, 1.500.000 pentru o lanternă, însă, raportul ăsta, adică ce ne oferă Olight la banii ăștia, este incredibil, este foarte, foarte, foarte bun, deci este imbatabil, nu există o lanternă, nu vreau să dau, deci există game în segmentul ăsta, sunt producători ce fac lanterne similare cu asta, dar nu, ca astea nu, din toate punctele de vedere, autonomie, preț, mărime, performanțe, când spun performanțe mă refer că este o arie de iluminare foarte mare, că asta ne trebuie la o lanternă, n-am ce să fac cu un... cu arie mică. Urmăriți și testele de noapte, cu siguranță o să revenim cu multe teste și de rezistență și atenție, IPX-ul, deci sunt rezistente la apă, IPX4, asta înseamnă, poate să vă pice și în apă, dar să o scoateți repede, nu sunt imersabile, dar rezistă la interperii foarte puternice, la praf, vă pică în baltă, nu e nicio problemă, dar trebuie să o ridicați de acolo, deci nu sunt imersabile, adică dacă vă pică și o scoateți, nu este nicio fel de problemă. Să vi-l arăt și puțin așa de aproape, cum arată. Deci totul este lucrat impecabil. Uitați ce grip bun. Cât atenție la detalii, la acest buton. Asta este inscripționat foarte frumos. Deci nu aș putea crede, dacă cineva nu mi-ar spune că este o lanternă ieftină, nu aș putea spune că asta e o lanternă de 1.100.000. Deși cred că Olight, vă spun sincer, nu cred că câștigă mare lucru la ea. Adică tehnologic este foarte avansată, dar prețul este incredibil de mic, deci nu s-a făcut rabat la nimic. Priviți banda, frumos, inscripționată, Olight, atenția la detalii, priviți. Deci totul este impecabil lucrat. Culorile sunt foarte aprinse. Lucru care, bine, astea două, să spunem, e foarte bun, sunt, dacă alegi noaptea, trebuie să fii vizibil, este foarte bine ales, blanda asta nu e fosforescentă, este fluorescentă, adică se vede foarte, foarte bine, da? Asta este logica, să nu spuneți că Olight a făcut niște, de ce a făcut culorile astea, ăsta este... Dacă mergi pe bicicletă, gândește-te ce avantaj, asta e exact din materialul ăla cum se fac vestele, exact culoarea aia, trebuie să fii văzut. De asta au făcut și banda asta, că puteau să o facă neagră, vă dați seama, era mult mai ieftin.
Și asta este destul de la, în fine, asta este mai, nu este chiar atât de aprins, este o culoare puțin mai normală. Deci eu așa le văd, cele două, astea două sunt niște culori normale, nu. Dar totuși sunt, se observă ușor. Eu am o problemă și prin mașină, când le arunc, am acolo un spațiu mare sub roata de rezervă și nu mai găsesc nimic, că toate sunt negre. Ceva colorat imediat îmi sare în ochi și pun mâna imediat pe el. Lanterna, până la urmă, trebuie să fie utilă, nu e un obiect de fashion, nu e un gadget. Totul e făcut cu foarte bine gândit. Smog-ul ăsta e foarte interesant, îmi place. Arată foarte bine. Și bineînțeles, asta neagră, clasica. S-a supărat camera mea pe mine. Asta arată chiar, să nu folosim cuvinte, arată foarte, foarte frumos. E un design foarte plăcut și foarte interesant. E, nu știu, îmi place, vedeți, are și inserțiile astea, astea n-au niciun rol aici, dar faptul că s-au gândit ca să nu o fac aici era mult prea, era nașpa dacă era așa toată. Vedeți, au introdus astea două, aici sunt LED-urile roșii, aici e senzorul IR. Deci totul este foarte frumos gândit, este extraordinar, îmi place la nebunie cum arată. Mai ales plasticul ăsta lucios așa, care este în trend acum, ați văzut că se folosește în, și la mașini foarte mult și îmi scapă cum se numește. Îmi place la nebunie și e foarte rezistent, în fine, se murdărește ușor, dar nu contează că se șterge. Dar este, nu știu dacă vă dați seama. Tot ce țin în mână este o lanternă de tip buget, deci ieftină. A dat clasă Olight la mulți producători cu lanternele astea două. Uitați că se poate să creezi o lanternă de calitate și ieftină, foarte ieftină. Bravo Olight! Sunt sigur că modelele astea se vor vinde foarte bine. Probabil că asta este și mulțumirea producătorului. Urmăriți testele de noapte.